Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rot. V-am pregătit astăzi predicțiile în cafea pentru următoarea perioadă, zile, săptămâni și am pregătit această ceașcă pentru cei din Zodia Rac sau care aveți ascendentul în Zodia Rac. Și să vedem la ce vă puteți aștepta în următoarele zile, săptămâni. Ceașca arată așa. Deci, o ceașcă frumoasă, aș spune eu, parcă plecați și în străinătate, faceți un drum lung undeva, în orice caz, în casă aici îmi pare că vă vine cineva, mai plângeți în casă totuși, aveți niște lacrimi, aveți o greutate, o literă de C, poate, plângeți, o duce până pe sufletul vostru lacrimile, plângeți legat de niște vești, aici văd niște avioane, de niște reușite, poate. În orice caz, în casă vă vin musafiri, veți avea niște reușite, niște daruri, 9, 8, 98, 8, 9, 89, 88, mai văd, 8 hotărâri, clar aveți daruri de luat, primit, dat, mai puțin de dat, mai mult de luat, să zic așa, cineva în casă care vă iubește, sau vă vine în casă cineva care vă iubește, vă întâlniți cu cineva în casă, aveți o greutate în casă, aveți greutăți mari pe casă aici, parcă stați undeva, parcă la o masă, sau sunteți undeva, îngrijiți pe cineva, păreți aici, parcă aplecați așa deasupra ceva. Da? Deci aveți și pe spatele vostru duceți multă greutate, duceți o greutate mare, vă pasă o ceva foarte, parcă zici că e o situație îndrăcită. Un diavol, zici că stă diavolul pe voi, cumva, pe căpă, vă cocoșează acest diavol. Da, deci cineva care v-a cocoșat pur și simplu, în felul în care s-a... Sau aveți voi multe responsabilități, da, poate prea multe. Îmi par aici niște situații, cu toate că vă aduc câștiguri, vă aduc daruri, vă aduc reușite, dar și plângeți, vă supărați de ceva. Aveți o dușmănie, aveți și noroc, aveți și dușmănie. Poate să auziți și de moartea cuiva, să treceți pentru un doliu. Aveți așa parcă o lungă și rude, moare cineva drag, poate. Vă veți avea în orice caz întâlniri și în afara casei, vă întâlniți, vă vin musafiri, vă bucurați de întâlnirile acestea, faceți niște drumuri, vi se umple niște goluri. Veți avea parcă mai multă claritate la un moment dat în minte, începe să vedeți lucrurile mai clar, să înțelegeți mai clar niște situații. Vi se deschide așa parcă niște ferestre, să zic așa, vi se deschid niște drumuri, niște uși. Vedeți lucrurile mai bine, înțelegeți lucrurile mai bine, vă iluminați, vă dați cifre. Vă vin și vouă cifre cu multe cifre, cifre cum jucați și voi la loterie, că văd multe cifre și la voi. 8,83, 8,23, 5,15, 21, 31, 3, 13, 33, G. Telefoane vești care le primiți, vă ocupați de frumusețea voastră sau de frumusețea cuiva, văd aici, faceți niște afaceri, cifra 200, 2000, 200, nu știu ce să zic că e. Aveți multe cifre și voi aici, noroc, situații care cu multe cifre, veți socoti, veți face niște socotel cu multe cifre, să zic așa, vă vin mulți bani, câștigați mulți bani, aveți profituri, da, deci se realizează niște vise, vă veți simți împliniți din punct de vedere profesional, sau că sunteți la pensie, sau că sunteți într-o nouă profesie, că mi-apar aici și multe oferte care vă vin, veți avea niște propuneri, să știți, noi cunoștințe care le faceți. Poate chiar și propunere de căsătorie sau voi vă căsătoriți, poate de aceea este această, poate unii dintre voi că vă și aici, parcă e un alai, da? Ori voi vă căsătoriți, ori vă veți duce voi la vreo petrecere de căsătorie sau vă vin propuneri de căsătorie, propuneri de noi servici, puteți pleca undeva chiar la mare sau la un drum mai lung în străinătate, poate faceți drumuri în străinătate, unde veți sta ceva timp. Veți avea și financiar, așa am zis, mai multă stabilitate, cu toate că veți avea și o perioadă apoi mai îngreunată, în care poate voi va trebui să vă țineți echilibru, poate legat și de sănătate. Posibil să treceți și orică va fi vreme rea, așa îmi văd aici, zici că e tunec, vin numai nori negri, mai tunete și fulgere, orică va fi această pandemie care va fi iar un blocaj în care trebuie să stați izolați, că văd așa parcă mai multe grupulețe, celule. Da, deci oftați, veți avea și voi o perioadă în care veți mai, v-am zis aici că aveți și lacrimile imediat, ceva vă va supăra, veți plânge, veți regreta ceva.
sau pe cineva. Avioane, vei faceți călătorii cu avionul sau vă vin vești foarte rapide de la persoane care vin cu avionul, întâlniri cu mai multe persoane, parcă vă duceți undeva la munte, sunt mulți brazi, multă verdeață, multă. Da, deci vin vești de căsătoria, vin vești și de barză, de nașterea cuiva. Apar aici vești, 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 derulețe multe, 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 sau vorbe multe, 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 care se fac multe vorbe. Sunteți cam împrăștiați așa puțin, cam aglomerați și pe inimă. Și pe inimă, trebuie să vă mențineți într-un echilibru. Vă veți elibera de o anumită situație, parcă reușiți să vă desprindeți. Vă desprindeți, vă luați o piatră de pe inimă, vă relaxați, începeți să vă relaxați. Poate vă luați vacanță, concediu și plecați, că parcă vă luați așa jumate din inima voastră, se înseninează, se ia o piatră de pe inima voastră, vă găsiți un echilibru. Reușiți să vă desprindeți de un stres, de niște situații care vă țineau blocați aici, am zis, și în casă și așa, parcă și din afară. Treceți aici prin această perioadă în care reușiți să descoperiți niște secrete. Voi prea multe nu aveți, pentru că jumate din ceașcă practic este această vacanță, această relaxare, această plecare. Și aici doar se concentrează pe două zone mai compacte. Veți avea un succes, o reușită legat de niște afaceri sau examene, deci veți reuși să obțineți ceea ce vă doriți. Aveți niște chei, niște secrete, niște revelații pe care le veți avea legat de niște bunuri, de niște bani sau afaceri de mai mari, mai la un nivel mai mare, sau legat de bunuri materiale, casă, pământ, ceva de genul ăsta, în care oscilați, vă puneți parcă într-o balanță. Aici văd parcă și cap de leu, aveți de-a face cu cineva din leu, aveți de-a face și cu cineva din pește, văd aici o balanță, iarăși, orică aveți de-a face cu justiția și reușiți să depășiți această situație în bine cu justiția, pentru unii poate să fie vorba și de un divorț, de o dividere a unor situații, o împărțire a unor bunuri sau poate să fie și o astfel de situație. Vă puneți un semn de mirare, vă mirați de ceva, de o literă de C, văd aici, vă înflorește, o literă de C înflorită, ceva necunoscut, un telefon, o veste, apar niște vești care nu, de care nu știați și probabil vă mirați. Da, deci apar așa situații. Da, cam asta e. Și pe inima voastră, totuși, aveți o jumătate din ea, am spus că e mai concentrată, legat și de niște daruri, de noroc, de niște propuneri de afaceri sau de loc de muncă, de niște bani care trebuie să vină mai mulți, cu cifre, multe zerouri, puneți niște semne de întrebare și de niște propuneri de căsătorie sau de loc de muncă. Iar aveți decizii de luat. Apare și noroc, aveți succes, ce să zic. Pentru raci nu urmează o perioadă prea, prea rea. Deci chiar dacă are aici această problemă, o depășește și umple golul, pentru că are și iubire, are și persoane care îl iubesc, nu neapărat că te iubește partenerul dacă n-ai partener, dar sunt persoane, prieteni, cineva care poate tu habar n-ai cât de mult ține la tine, numai prin faptul că e lângă tine când tu ești singur și nu te lasă singur. Poate să fie și o astfel de situație. Ai cu cine schimba o vorbă, are cine te înțelege. Cam asta e ce văd și pentru cei de la Zodia Rac. Da, deci nu prea văd mai mult atât. Vă faceți clarificări în orice caz, văd aici că vă luminați. Deci veți lua niște decizii, veți fi mai logici, veți fi mai siguri pe voi, veți avea mai multă încredere în voi. Da, deci începe să vă faceți mai multă, să fiți siguri pe voi că ceea ce că e drum, sunteți pe drumul cel bun, că faceți ceea ce trebuie, să zic așa, da? Deci că vă așteaptă, reușește și uite, văd aici aveți și îngerași, persoane care vă protejează, vă iubesc, vă influențează, vă inspiră, poate chiar aveți niște idei, am zis că vă iluminați, vă vin niște idei, da? Deci se face clarificare în relațiile voastre, vă începe să vedeți cine vă e prieten, cine vă e dușman, și așa mai departe. Deci, după cât văd aici, într-adevăr, veți avea o perioadă destul de în care, chiar dacă ați plâns, plângeți, încă mai aveți ceva lacrimi de vărsat,
sau de regretat, mai degrabă spus, pentru că ele vin din niște regrete, parcă țin mai mult de trecut, n-ați făcut ceva în trecut, v-ați comportat într-un anumit fel și acum vă dați seama că ați greșit și așa mai departe. Pentru că am zis că aici sunt parcă niște situații îndrăcite, parcă zici că uite, e un cap de taur aici, cineva cu, parcă diavolul cu coarne mari care vă țineți în spinarea, v-a călărit o perioadă, văd aici, uite, și un scorpion, văd și un rac. Da, au fost niște situații îndrăcite, așa, gemeni, situații îndrăcite pe care voi n-a știut să le gestionați și aceste vă apasă și regretați și plângeți, dar acum parcă începe să vă limpezi, să vă liniștiți. Cam asta e ce văd și pentru cei de la Zodia Rac. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții și că vă vor aduce mult succes și reușite în următoarea perioadă, următoarele zile, săptămâni. Te mai văd un 9-29 aici. Poate cifrele acestea vă au importanță pentru voi. Așadar, acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!